O piele de șarpe. Nu este un șarpe, dar este un început. Vedem aici capul. Restul corpului, asta e burta și spatele. Atunci când șerpii cresc și ajung prea mari, năpârile sunt pielea. Foarte frumos. O tragem piatra și o punem la loc. Șarpe de casă. Bun. Primul șarpe de azi. Cream că nu o să găsesc nimic, însă m-am înșelat din fericire. Nu e un exemplar foarte mare și nici foarte frumos nu e, dar e primul șarpe de azi. Șerpii de casă sunt cea mai comună specie de șarpe din România. Se pot identifica ușor după coloritul ăsta negru și semilunele astea albe de la gât. Abdomenul este alb cu negru ca o tablă de șah. Acesta are un abdomen mai negru decât de obicei. Și din câte putem vedea, exemplarul ăsta are ochii într-un fel puțin încețoșați. Asta e din cauza că urmează să năpârlească. În curând. Un șarpe mic și drăguț. Nu e foarte mare. O să îi dăm drumul exact unde l-am găsit. Și se ducă aici în gal. S-a dus înapoi la el acolo. Bun. Oleo! Un fazan! E aici. Măcar n-am văzut-o, e o făzăniță. Undeva pe aici, dacă n-a fugit deja. Da. Se camufla foarte bine acolo, în iarba asta înaltă. Oh, e un șarpe de alun, nu-mi vine să cred, e un șarpe de alun. Mă! Nu-mi vine să cred, e un șarpe de alun. Incredibil! Și făzănița fuge. Nu-mi vine să cred că am găsit un șarpe de alun. Dacă aș focaliza, ar fi senzațional. A fost găsit în tot parcul Văcărei. Doar eu am găsit până acum exemplare de șarpe de anul, din câte știu. Am găsit două anul ăsta. Ăsta ar veni al treilea. Iar anul trecut am găsit două. Dacă nu știți de ce poartă denumirea de șarpe de alun, ei bine, din cauza coloritului acesta maroniu, iar denumirea științifică a acestei specii este coronela austriaca. Asta se datorează modelului acesta foarte frumos de pe capul șarpelui, care seamănă un pic cu corona Austriei, dacă vă uitați. Adică nu prea seamănă cu o coronă, dar are modelul ăla pe cap și de-aia poartă denumirea asta. Și oamenii la început credeau că seamănă cu corona Austriei și de aceea poartă denumirea asta. Este un șarpe neveninos, inofensiv pentru oameni. Foarte frumos. Are pe abdomen coloritul ăsta, într-un fel portocaliu. Și are dungile astea. Punctele astea maronii pe corpul maron închis, spre gri. Este unul dintre cei mai frumoși șerpi pe care îi găsim în România, după părerea mea. Și din fericire îl putem găsi și în București. Acesta este șarpele de alun, după cum v-am spus. O reptilă extrem de frumoasă din fauna României și din fericire o putem găsi și aici în Parcul Natural Văcărești din București, din sectorul 4.
poate fi identificat ușor, după cum am spus, bă, acest colorit, iar la ochi are un model foarte frumos, are o acea dungă maronie la ambii ochi, care îl face să semene un pic cu vipere și din cauza asta oamenii de obicei îl confundă cu acest șervenino și îl omoară, din păcate. Acum haideți să-i dăm drumul șarpelui ăsta de alun extrem de frumos. Și se ducă înapoi la el sub piatră, sau la ea sub piatră. Și s-a dus. Deci, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe pentru a nu rata videourile viitoare. Și ne vom auzi în curând la următorul video. Să aveți o zi bună!